Micuța zână măseluță. Dințișorul Laurei se clatină. Și asta de multă vreme. Tocmai astăzi când este mâncarea ei preferată. Pui. Cum pot să mușc partea cu os cu un dinte care se clatină? Bombăne Laura. Încearcă măcar, spune mama. Așa că Laura mușcă cu grijă din bucata crocantă de pui. Atunci se aude un ușor trosc, iar dințișorul ei rămâne înțepenit în pulpa de pui. Dințișorul meu de lapte! Strigă Laura bucuroasă și îl ridică mândră în sus. Era și timpul, spune tata luând dințișorul cu degetele lui mari. În seara asta sigur va veni la tine zâna măseluță. Pune dintele sub pernă, iar zâna îți va lăsa în schimb un cadou. Dar Laura știe ce are de făcut. Nu vrea cu niciun chip să renunțe la primul dințișor de lapte care i-a căzut. Nici de dragul unei zâne, nici pentru cel mai frumos cadou din lume. Hotărâtă, pune dintele în săculețul special și îl ascunde sub pat. Seara, înainte de culcare, Laura îndeasă șervețele de hârtie în rulourile exterior al ferestrei și pe gaura cheii, fiindcă se știe că zânele sunt foarte mici, iar în jurul patului ei construiește un zid de jucării. Acum zâna măseluță nu mai poate intra în camera mea, iar dintele îmi va rămâne mie, se gândește Laura și se cuibărește mulțumită sub pătură. În timp ce Laura se cufundă în lumea viselor, pe tărâmul zânelor măseluță răsare încet soarele. Mica zână măseluță Emilia nu-și găsește locul, fiindcă are și ea un dinte care se clatină, de acum câteva zile. Și tocmai astăzi e lună plină, iar scoarța salcii albe este foarte gustoasă. Toate zânele ronțăie cu poftă crenguțele, în afară de Emilia. Când celelalte zâne își iau zborul, la apusul soarelui, Emilia știe că a venit clipa despărțirii. Cu stomacelul gol, micuța zână își ia zborul spre pajiștea întinsă de la marginea pădurii. Acolo se întâlnesc toate zânele măseluță de pe tărâmul zânelor. Ca în fiecare seară, regina zânelor citește numele copilor cărora le-a căzut un dinte în acea zi. Apoi le împarte zânelor bilețele cu numele acestora. Căci noaptea toate zânele trebuie să aducă dințișorii care au căzut pentru orașul dinților de lapte de pe tărâmul zânelor. Pe bilețelul micuței noastre zâne scrie Laura. Înainte de a pleca, Emilia caută în muntele cadourilor o surpriză pentru Laura. Apoi își pune în rucsac și o rămurică de sarcie albă. Dacă dintele care îi se clatină va cădea în timpul călătoriei nocturne, ea vrea să ronțe imediat crenguța. Luna strălucește sus pe cer când mica zână măseluță ajunge la miezul nopții în casa Laurei. Fereastra dormitorului este bine închisă, dar asta nu este o problemă pentru micuța zână. Cu vârfurile degetelor, Emilia presară pulbere strălucitoare și o suflă peste ruloul exterior al ferestrei. Deodată apare o deschizătură, suficient de mare pentru ca micuța zână să încapă, așa că acum se poate strecura în camera Laurei. Ce sunt toate acestea în jurul patului? Se miră Emilia. Se așează pe excavatorul de lângă pernă pentru a o privi cu atenție pe Laura, care doarme. Dar chiar atunci, buf, micuța zână cade din pat cu tot cu excavatorul și se rostogulește pe podea până când, în cele din urmă, zbang, se izbește de comodă. Îndată ce Emilia își revine din șocul căzăturii, își dă seama că are un loc gol în gură. Da, strigă ea bucuroasă, căci dintele care îi se clătina a ieșit afară. Îndată, ea se așează lângă excavatorul răsturnat și își deschide rucsacul. În sfârșit, poate și ea să ronță e scoarță de salcie albă. Zgomotul o trezește pe Laura. Când vede micuța zână, o întreabă cu voce tremurată. Cine ești tu? Ești cumva zâna măseluță? Micuța zână face semn din cap că da. Cum ai intrat în camera mea? Am făcut o vrajă și am intrat pe fereastră, răspunde zână. Desigur, se gândește Laura, zânele au puteri magice. Deodată, Laura zărește un obiect strălucitor în mijlocul camerei. Ce este acela? Întreabă ea surprinsă.
A, e dintele meu, răspunde zâna măseluță. Ce frumos strălucește! Laura ține dințișorul zânei în palmă. Unde e dintele care ți-a căzut? O întreabă Emilia cu gura plină. La început, Laura nu vrea să răspundă, dar privind-o pe zână cum roade scoarța de salcie, ei se înmoaie inima și scoate dintele ei din ascunzătoare. Cât de alb și de frumos! Strigă Emilia încântată. Mă spăl mereu pe dinți, răspunde mândră Laura. Fiecare privește uimită dintele celeilalte, până când zâna măseluță întreabă în cele din urmă. Îmi dai dintele tău? Laura nu răspunde, stă și cumpănește. Noi, zânele măseluță, folosim dinții de lapte ai copilor pentru a ne construi casele, străzile și mobila, explică zâna micuță. Iar eu chiar am nevoie de dinți albi pentru patul meu. Bine, atunci poți să-l iei, spune Laura în cele din urmă. Poate îmi dai la schimb dintele tău strălucitor? Sigur că da, răspunde zâna. Se face târziu, iar Emilia trebuie să se întoarcă pe tărâmul zânelor. Dar înainte de asta îi mai dăruiește ceva Laurei. Puțină pulbere strălucitoare. Pa, pa, spune ea, apoi dispare prin deschizătura din fereastră. Îți mulțumesc și pe curând, strigă bucuroasă Laura, iar în urma zânei, ca prin farmec, deschizătura din fereastră se închide. Când Laura se întoarce în pat, știe ce are de făcut. De acum înainte se va spăla pe dinți cu foarte mare grijă, astfel încât zâna măseluță să-și poate face din ei un pat extraordinar de frumos. Ținând într-o mână dințișorul zânei și în cealaltă pulberea de zâne, adoarme din nou.